Salutare! Numele meu este Norbert și astăzi o să vă prezint 5 lucruri care cred că o să vă placă la acest Nissan Leaf și 5 lucruri care cred că o să vă placă mai puțin la această mașină. Haideți să le vedem! Primul lucru care cred că o să vă placă foarte mult este că mașina asta vine dotată cu foarte mult echipament de siguranță. Pe lângă airbag-urile față care sunt obișnuite deja, avem airbag-uri aici sus, inclusiv pentru pasagerii din spate. Scaunele au airbag-uri, ai avertizare pentru unghiul mort, frânează automat în caz că nu frânezi tu în oraș și simte că cineva a frânat în fața ta. Mașina are senzor de parcare față-spate, cameră 360 ca să parchezi mai ușor. Deci, cred că te ajută foarte mult atât în trafic cât și în caz de un eveniment. Este o mașină foarte sigură. Cred că un alt lucru care o să vă placă foarte mult la această mașină este raportul preț-calitate. În segmentul ăsta, mai ales dacă vorbim doar de mașini electrice, dar nu numai, mașina asta este la un preț bun, foarte bun chiar, mai ales dacă luăm în calcul cei 9500 de euro ajutorul de la stat. Deci este un preț foarte bun pentru ceea ce îți oferă această mașină și consider că este un raport preț-calitate foarte bun. Hai să rămânem tot în interior și un alt lucru care cred că o să vă placă foarte mult la această mașină este faptul că vine cu foarte mult echipament și ai opțiunea să pui și mai mult echipament. Adică nu cred că la alte mașini de această clasă sau acest segment are sau poți să-i pui volan încălzit, scaune încălzite pe spate, navigație. Bine, navigație probabil că poți să pui, dar pe lângă ce am mai spus, un lucru foarte interesant, are un sistem de pilotare automată, vede semnele de circulație, deci îți afișează pe bord cât ai limita de viteză unde ești în momentul de față. Dacă apeși acest buton, mașina inclusiv ia curbele fără să faci tu nimic, frânează dacă frânează cineva în fața ta și multe alte chestii care pur și simplu la mașini de genul ăsta, de mărimea asta, la prețul ăsta, nu le poți pune nici măcar ca și opțiune. Și la această mașină multe dintre astea vin ca și standard sau le poți pune ca și opțiune la un preț foarte ok. Pe care cred că o să vă placă la acest Nissan Leaf este faptul că au introdus modul e-pedal. Practic este versiunea lor de one pedal driving. Majoritatea mașinilor electrice au deja acest one pedal driving. Pe Leaf-urile vechi, din păcate, nu aveai această opțiune. E-pedal e versiunea lor de a spune one pedal driving. Pe BMW i3 sau alte mașini electrice deja există acest one pedal driving. One pedal driving, adică în română condus cu o singură pedală, înseamnă următorul lucru. Poți să conduci mașina folosind doar pedala de accelerație. Mașina frânează, regenerează curent mai tare și se oprește la zero atunci când nu mai apeși pedala de accelerație. Trebuie să te obișnuiești cu acest lucru și odată ce te-ai obișnuit poți să conduci mașina doar folosind pedala de accelerație. Atunci când nu mai apeși pedala de accelerație, mașina frânează, regenerează curent atât de tare încât becurile de frână se aprind în spate. Odată ce te-ai obișnuit, este foarte, foarte comod, mai ales în oraș. Sper ca Leaf-urile din viitor și toate mașinile care o să apară în viitor, mașinile electrice vreau să zic, o să aibă acest one pedal driving pentru că este foarte, foarte comod și mă bucur foarte mult să văd această opțiune și pe Leaf. Un alt lucru care cred că o să vă placă la această mașină este sistemul de sunet. Mașina asta e echipată cu opțiunea, cred că este opțiune, sunetul Bose sau boxele Bose, care sună demențial. Dacă aveți oportunitatea să vă luați această mașină și vedeți acolo pe lista de opțiuni echipamentul extra Bose, neapărat să vă puneți această opțiune pentru că chiar merită. Sună super tare! Acum că v-am spus 5 lucruri care cred că o să vă placă la această mașină, haideți să vă spun și 5 lucruri care cred că o să vă placă probabil mai puțin la această mașină. V-am spus de boxele Bose care sună demențial, chiar poți să ai un concert în mașină, dar are și un minus dacă ții această opțiune. Haideți să vă arăt cum arată portbagajul dacă vă luați opțiunea Bose. Bun, nu știu cât de bine se vede, dar aici în portbagaj avem plasticul ăsta care e de fapt tubul de bas. Sunetul într-adevăr se aude foarte bine, basul se aude foarte bine, dar rămâi fără acest spațiu în portbagaj. Nu știu de ce nu l-au pus aici în lateral sau, nu știu, altundeva. Sau sub scaun, am mai văzut la alte mașini. Haideți să vă arăt dacă punem o cutie. Nu știu cât de bine se vede. Da. Rămâi fără destul de mult spațiu, din păcate, sau pui peste, dar iarăși nu e cel mai potrivit. Bun, v-am arătat în portbagaj cutia de subwoofer, adică cutia de bas, care probabil că nu o să vă placă foarte mult. Haideți să vă arăt o altă chestie, tot legat de portbagaj și de bancheta din spate, care cred că o să vă placă un pic mai puțin. Scaunele se pot rabata foarte ușor. Tragi doar de chestia asta și le rabatezi cu o mână, foarte ușor, însă după ce ai rabatat scaunele, ies mult prea mult în afară, în sus, și nu ai foarte mult spațiu să încarci ceva mai de volum sau cum să zic. Deci se vede aici, cred că puteau să facă un lucru mai bun cei de la Nissan. Un alt lucru care cred că o să vă placă un pic mai puțin la această mașină este faptul că, cu toate că mașina are cameră de marșalier, cameră în față, cameră în lateral, camerele sunt de o rezoluție un pic mai redusă. Cred că la mașina asta puteau să pună niște camere de o rezoluție mai bună și nu costa foarte mult în plus. Un alt aspect la care cred că cei de la Nissan trebuia să lucreze un pic mai mult este interiorul. Cu toate că interiorul este foarte bine dotat, destul de ergonomic aș zice, totuși cred că mașina ar trebui să aibă un interior un pic mai interesant. Mă gândesc la un BMW i3 sau la Tesla, orice Tesla de fapt, mașini care au interioare mult mai interesante. Interiorul ăsta este un interior Nissan destul de obișnuit, nu ți-ai dat seama că ești într-o mașină electrică și asta cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, este un minus. Și ultimul aspect negativ din punctul meu de vedere ar fi acest tunel de transmisie, care nu cred că ar trebui să existe. Mașina asta este electrică, a fost gândită să fie electrică de la bun început și cred că trebuia să proiecteze mașina în așa fel încât să nu existe acest tunel de transmisie. Mașinile cum sunt, de exemplu, Golf 7 sau mai știu ce alte mașini care au fost prima dată gândite ca și mașini cu motor cu ardere internă și apoi convertite ca să fie mașini electrice, au acest tunel și este normal pentru că nu au fost gândite de la bun început în așa fel încât să fie electrice și nu s-a mai făcut această modificare, dar mașina asta a fost gândită de la bun început să fie o mașină electrică și trebuia să găsească o soluție să nu pună acest tunel aici. Consider că mașina ar fi mult mai confortabilă, cel puțin pentru pasagerii din spate, dacă n-ar avea acest tunel. Și cam atât pe astăzi. Ce ziceți? Sunteți de acord cu punctele prezentate? Puteți să-mi lăsați în comentarii părerile voastre legate de aceste plusuri și minusuri. Iar până data viitoare, numele meu este Norbert și nu uitați să dați un like, share și subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Salut!